Vă invităm să vă apropiați, să luați un loc, ca să ne și auziți. În câteva momente va începe un fragment din spectacol de teatru 9 din 10, spectacol produs la Spațiul Reactor, în colaborare cu Asociația Reciproca. Ce veți vedea acum vor fi aproximativ 15-20 de minute din spectacol, restul puteți vedea la Reactor pe 30 octombrie și vă invităm să luați un loc prin apropiere ca să ne și auzim. Doi, zece. Ați observat vreodată că unele persoane au capacitatea de a captiva pe toată lumea? Indiferent de situația financiară sau de aspectul fizic, de sex sau de religie, aceste persoane ajung instant în centrul atenției atunci când își fac apariția. Ei au ceea ce se numește carismă, un magnetism care inspiră încredere și adorație, ca și frumusețea, norocul sau poziția socială. Carisma poate deschide multe uși. Față de celelalte calități enumerate, carisma este, din fericire, cea pe care toată lumea poate să o aibă. Urmați cei 6 pași simpli pentru a învăța cum să fiți carismatici.
Pasul 1. Emanați încredere. Cum să emani încredere? A. Fiți pozitiv. B. Vorbiți cu încredere. Da. C. Spuneți lucruri cu adevărat importante. În Africa, în fiecare zi, 2 copii mor de foame. Iar în America, 2 de obezitate. Pasul 2. Arătați-vă carisma prin limbajul corpului. Cum să îți arăți carisma prin limbajul corpului? A. Mergeți întotdeauna cu pași apăsați și determinați. B. Înainte de a intra într-o încăpere, trageți adânc aer în piept. C. Expirați încet pe parcursul mersului. D. Țineți capul sus. E. Zâmbiți. Zâmbiți des. Zâmbiți tuturor. Lăsați-i pe ceilalți să vadă cât de fericiți sunteți. F. Țineți spatele drept, abdomenul subt și fesele ferme. G. Adăugați mândrie. H. Ridicați din când în când câte o sprânceană. Bărbații adoră asta. Și femeile la fel. I. Îndreptați-vă ușor umerii. Lăsați foarte puțin.